Salut, prieteni, sunt la Înalta Curte. Uitați aici inculpatul din dosarul lui, al borfașului Hăricianu. Acesta este cel care a dat șpaga, șpăgarul, ex-croc. Uitați ăsta, ce credeți? Ce credeți? Acesta a fost consilierul lui Emil Constantinescu. Această scursură. Șpăgarul, ex-crocul. Și acum va urma ca să iasă borfașul, gunoiul politic, Tăricianu Anton Călin Popescu. Își așteaptă mașina cea nouă, că și-a luat o mașină nouă de că este foarte sărac. Și vreau să vă arăt, dar acum o să închid și am să reintru când apare mașina borfașului. Uite. Gata, uitați că i-a venit și mașina borfașului. Tăricianu va ieși. Ia uite, stați când o să iasă să vedeți ce mașină și-a luat Tăricianu. Ia uitați, borfașul, cinstitul, onestul Tăricianu. 10.000 de euro pensia ta pe lună. Dați, bă, banii înapoi, bă! A distrus economia, voi, bă, borfașule, bă! Gunoiule politic, bă! Tu ești un gunoi politic, bă! Ia uitați, gunoiule, borfașule, excrocule, dă, bă, banii înapoi, bă! Excrocule, gunoiul Tăricianu! Ăsta a fost gunoiul Tăricianu, excrocul care a distrus România. Acum i-a dat termen pentru data de 29 ianuarie, când o să fie audiat inculpatul și va rămâne în pronunțare. Deci, gunoaiele politice sunt pe stradă în loc în pușcărie. Din cauza justiției pe care eu o consider sece, nu fărusea, spălătoria și albirea borfașilor noștri.